În pragul sărbătorilor pascale, specialiștii în alimentație publică atrag atenția că riscul pentru sănătate este crescut dacă nu avem grijă ce alimente consumăm și de unde le cumpărăm. Pe tarabe și în magazine pot fi expuse produse din carne alterate, iar efectele asupra sănătății pot fi devastatoare. Cei care cumpără din timp, de frica scumpirilor de pe ultima sută de metri, trebuie să congeleze imediat produsele. Cu două săptămâni înainte de Paște, este forfotă în piețe și magazine. Oamenii se grăbesc să cumpere produse tradiționale de frică să nu se scumpească. Românii spun că sărbătoarea de Paște de altă dată, cu mesele îmbelșugate, a rămas o amintire. Cumpărăm așa, ca să zicem că facem și noi Paștele, dar așa mese cum se făceau, nu mai pot să fac, că nu mai am posibilitate. Cele de miel sunt austrice de acum 2 ani, iar organele celelalte de miel românești sunt la 55 de lei kilogram, ceea ce nu ne permite. Prețurile la alimentele de bază pentru această perioadă se vor scumpi datorită faptului că există o creștere a cererii. Cererea va fi mai mare, specula va acționa, se vor ridica prețurile fără nicio justificare, doar pentru că există o cerere sezoniere de Paște. Să nu ne așteptăm la niște prețuri spectaculoase. Vor crește între 5 și 10%. Specialiștii în alimentație publică trag un semnal de alarmă și spun că, în special în perioada sărbătorilor, crește riscul de a cumpăra alimente alterate. În primul rând, trebuie să fim foarte atenți la culoare și la miros, în special în ceea ce privește carnea proaspătă, pentru că în momentul în care produsele stau prea mult în vitrină, practic sunt expuse mai multe zile la rând, oxidează și își schimbă culoarea și mirosul. Îi sfătuiesc pe clienți să fie foarte atenți de unde cumpără, să cumpere din piețe, de unde sunt produsele care stau la temperatură normală, între 0 și 4 grade maxim, să fie atenți ce cumpără, că așa e și normal să se uite la etichete, să vadă termenul. Carnea tocată nu este întotdeauna bine să o cumpărăm gata tocată, ci este mai bine să o cumpărăm netocată și să o tocăm noi sau să fie tocată în fața noastră. Descoperim în fiecare zi variante de falsificări. Foarte multă carne este injectată. Trebuie să ne gândim că atunci când vedem într-o casoletă de carne multă apă, chiar dacă are acel burete de desubt, acea apă nu este apă scursă natural. Carnea este proaspătă dacă are o peliculă uscată, spun specialiștii, iar culoarea e de la roz până la roșu.